Interacțiunea dintre șefii galeriei și suporteri și spectatori. A început partida dintre Oțelul și Buzău, ultima, vă reamintesc, din etapa a 12-a. Suntem pe stadionul Oțelul. Da, până la urmă merge cu o combinație Cisotti. Reușește să întoarcă mingea, să vedem șutul din afara careului lângă bară. Relu Stoian, minge grea pentru capitanul Buzăului, care degajează imediat. De la Buzău, încă o dată lovitura de colț executată cu schemă, apoi șutul la firul ierbii lângă bară. A urcat foarte bine acolo Vali Munteanu, atac în viteză, dar au făcut replierea călățenii. Să vedem, Sampaio vine apoi, l-a primit de la poartă, Turbozoan că reține. Se joacă rapid, deviere, ho-ho-ho! Excelent aici, minge scoasă pentru Gaitan. Atenție la fază, ocazie de gol! Buzăul! Ho-ho! Champion League faza asta! Champion League! O deviere, o prelungire, încă o deviere. Pătrunderea lui Gaitan, singur acolo. Prinde cu latul colțul lung și înscrie senzațional. Același Ionuț Neagu. Nu e nimic. Acum Sampaio. Îi dă o pasă lui Neagu. Lat. Minge respinsă. Iabre. Oh-ho-ho! Iabre! Să vedem ce a fost cu faza asta. Hai cu relorile. Extraordinar, François Iabre. Mamă, dacă prindea cadrul porții, era golul etapei. Ia priviți aici. Fantastic, minge aproape de vincul. Gata, asta a fost. Ha? Ia să vedem șutul. Golazo, golazo, golazo! De trei ori golazo Oțelul! 1-1! Genial, priviți raza de acțiune. Ualeu, de la gara din Galați a venit șutul ăsta. Este golul etapei și poate unul dintre golurile sezonului în Liga a doua. Șutul perfect al lui Ionuț Neagu. Oțelul Buzău, 1-1. Odihnă și ne revedem după. Gorovei, șutul lui Gorovei. Mingea a fost deviată. Da, lovitură de colț. Oțelul dezmorțește din nou tribunele cu acțiunea lui Răzvan Gorovei, care pleacă undeva din marginea terenului, se duce spre centru, nu se lasă pe minge. Dacă făcea treaba asta, cred că balonul... Lasă-mă să apropie geamă. A strâns bine Panait în centru. Aoleu, aoleu! Jocul nu avea nevoie și arbitrul a lovit din greșeală pe Gălățean. Lopez. Probleme pentru Jardin, care are nu poate respira. Zinovi se duce acolo. Fantastic. De ce era nevoie de așa ceva? Staful medical de la Galație sprintează acolo. Vai de mine, vai de mine. Să vei Gaitan. De fapt e Gaitan care are galben. Banul Lopez, am zis bine, luase galben în minutul 54. Iese mingea din Gălățeni și arbitrul închide jocul. 1-1, rămânem cu cele două goluri spectaculoase.